Vor fi înnorări și ploi în vest, nord-est și în partea central-vestică. Ploile vor fi și torențiale, însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În zonele unde sunt anunțate ploi o să bată vântul. La noi în țară, în această noapte, o să suferim partea de sud, în restul regiunilor, atmosfera va fi liniștită. Temperaturile minime... 4 în dealurile de vest. Căldura va persista. În vest, sud și centru va fi caniculă și stres termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. După amiază, la munte sunt posibile ploi slabe, iar în sud-vest și sud, vântul va fi activ. În capitală, valul de căldură persistă și mâine, dar se mai diminuează în intensitate. Temperatura maximă mai scăzută decât ieri va avea în jur de 35 de grade. Sâmbătă, vremea va fi caniculară, vom avea 36 de grade, iar duminică 37. În weekend, stresul termic va fi ridicat. La mare se răcorește mâine, dar în weekend vremea se face din nou frumoasă. Mâine vom avea maxime de până la 26 de grade, iar apa mării va avea între... vor fi 30 de grade. Tot 38 de grade sunt anunțate și sâmbătă, numai că atmosfera devine instabilă. Vor fi ploi de vară cu tunete și fulgeri. 32 de grade. La Iași mâine vor fi 30 de grade, apoi sâmbătă va fi și mai cald, 34 de grade. Duminică vremea devine capricioasă și temperatura va coborî până spre 29 de grade. La Cluj vor fi 33 de grade, iar sâmbătă și mai cald, 34 de grade. Atât sâmbătă cât și duminică vremea va fi instabilă. În Republica Moldova, la Bălți, Chișinău și Cahul, va fi soare pe tot parcursul zilei. Cel mai cald va fi la Chișinău, 29 de grade.